Asociația de Cultură de la Români pentru Români a dat startul manifestărilor culturale Centenar Maria Lătărețu. La eveniment au fost prezenți atât oameni de cultură cât și iubitori ai muzicii tradiționale gorjenești. Acum, în 2011, a venit în rândul privighetorii neamului românesc, Maria Lătărețu, să fie sărbătorită. Și cum să fie sărbătorită? Să prezentăm deschiderea festivităților Centenar Maria Lătărețu, pentru că pe data de 7 noiembrie 2011, privighetoarea noastră nepereche va împlini vârsta de 100 de ani. Maria Lătărețu nu putea fi sărbătorită altfel decât prin cântec. Melodii din repertoriul artistei au fost interpretate de eleve ale Palatului Copiilor. Gorjene leagă scalul de zăbrele, nu de stâlpul casei mele, că ne-au ieșit vorberele. Pe murgu și pe cezar, măi, măi, scoate caie din coșar. Angelica Milea, cea care a câștigat marele premiu la una dintre edițiile festivalului Maria Lătărețu, i-a compus și dedicat artistei un cântec. Cât ai fost pe lume, Marie, Marie, ne-ai înveselit. De Maria Lătărețu a scris și documentaristul Alexandru Doru Șerban în una din cărțile sale. A fost o carte apărută în două ediții, în care un capitol distinct a fost dedicat Mariei Lătărețu. Sunt în cartea respectivă cercetări de teren din zona Bălcești, din zona Novaci. Cei prezenți la manifestarea de deschidere a centrului Maria Lătărețu au putut admira costumul pe care artista l-a purtat la ultimul concert susținut la Botoșani.